Cine trebuie să decide numărul de copii? Dumnezeu. Cine să-l decide? Doar Dumnezeu are socotelele lui. I-a zis la Avram că o să-i dea de la Ismael 12 nepoți. Și oamenii ăștia care l-au cunoscut pe Dumnezeu, l-au știut că Dumnezeu este implicat. Dar Dumnezeu nu o să spună așa, trag la sorți. Poate și dacă trag la sorți, dar te postezi zile de post. Dumnezeu să spună dacă te apropii de El și dacă vrei să-L asculți și să-L înțelegi. Dumnezeu nu răspunde așa ca la 112 la toată lumea. Dumnezeu nu-i de servici pentru toată lumea. Dar dacă ne apropiem de El cu sinceritate, Dumnezeu ne poate răspunde.